Elevi și profesori cu merite deosebite din județul Hunedoara au fost premiați la Gala Excelenței Hunedorene. Aceștia au fost recompensați pentru rezultatele remarcabile obținute în anul școlar 2021-2022. Evenimentul a fost organizat de Inspectoratul Școlar Județean în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timișoara, sub auspiciile Marii Loji Naționale din România. A fost o zi deosebită pentru elevii și profesorii care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele naționale și concursuri internaționale. Premiile Iancu de Hunedoara au fost obținute de Todoran Alexandru Raul de la Liceul Teoretic Aurel Vlaicu Orăștie, profesor coordonator Popa Daniel. Șoie Andreea de la Colegiul Național Iancu de Hunedoara, Hunedoara, profesor coordonator Sopincean Mihaela Sanda și Coadă Dragoș Iulian de la Colegiul Național Dece Baldeva, profesor coordonator Ilieș Cornelia Lucia, Stănculescu Septimiu Sorin, Nanghi Luciana Gabriela, Vulcan Ana Maria. Am obținut medalia de aur la Olimpiada Europeană de Geografie din acest an, în luna iulie. Am participat la mai multe etape a Olimpiadei de Geografie. La județeană am obținut la fel locul 1 pentru a mă califica mai departe la națională, unde am reușit să iau și acolo tot locul 1. Ce înseamnă pentru tine, Andreea, acest premiu la această gală? Pentru mine acest premiu reprezintă o mare realizare a mea. A fost prima olimpiadă de nivel internațional la care am participat și pot să spun că am rămas șocat atunci când am aflat că m-am calificat la o asemenea olimpiadă. Cred că medalia ei de aur este o încununare a muncii ei, a echipei pe care am făcut-o foarte frumos împreună, dar și a tuturor colegilor ei cu care a participat la olimpiadă în acest an școlar, cu care s-a pregătit pentru județeană, cu care s-a pregătit pentru examenul special de admitere în lotul olimpic pentru internațională. Mulțumesc de asemenea ajutorului pe care l-am primit pentru pregătirea ei soțului meu, care este tot profesor de geografie, și foștilor elevi olimpici pe care i-am avut timp de 25 de ani și care ne-au susținut cu ce au putut. Ei au făcut echipă cu noi. Pe scurt, pentru dumneavoastră, ce înseamnă acest premiu? Înseamnă o încununare acestor ani de muncă în care și eu am progresat alături de elevii mei. De-a lungul timpului am obținut destul de multe premii, nu știu să le spun pe toate. Ultimul premiu a fost la Olimpiada Internațională de Științele Pământului, unde am obținut două medalii de aur. Una pentru proba teoretică și alta pentru un proiect făcut împreună cu o echipă. Mă bucur că se organizează astfel de premieri pentru că constau în recompensarea învățării pe care au desfășurat-o acești elevi de-a lungul timpului, bineînțeles și a profesorilor coordonatori, și da, sunt de părere că asta conduce la o apreciere a învățării și la o ambiționare a elevilor. Pe lângă aceste premii au fost acordate și bursele Iancu de Hunedoara. Acestea au ajuns la 7 elevi de clasa a 12-a cu rezultate deosebite. Vom premia 3 elevi olimpici internaționali din județul Hunedoara, care în anul școlar anterior au obținut medalii de aur și argint la competițiile internaționale. De asemenea, vor fi premiați și cadrele didactice, profesorii coordonatori. Fiecare elev și fiecare profesor va primi, de asemenea, pe lângă diplomă și un, să spun așa, un premiu financiar în valoare de 1500 de lei. De asemenea, acordăm Universitatea de Vest, Timișoara mai exact, acordă 7 burse pentru 7 elevi merituoși din clasa 12-a din județul Hunedoara, vorbind de elevi care au rezultate la învățătură deosebite și care merită să fie sprijiniți de partenerii noștri.
Suntem la a șasea ediție, deja putem spune că avem alumni care au primit aceste burse și aceste premii. Ei, mulți dintre ei sunt deja studenții noștri, unii dintre ei poate au absolvit deja. Cert este însă că mă bucură foarte mult preocuparea colegilor noștri din județul Hunedoara de a premia excelența, de a-i premia pe cei mai buni și a le arăta că atunci când înveți, există întotdeauna un viitor pentru tine. Universitatea de Vest din Timișoara este realmente mândră că poate să facă parte din acest proiect. Ne-am alăturat acestuia încă de la început și, așa cum am spus-o de fiecare dată, este un proiect de tinerețe fără bătrânețe. Ne dorim an de an să identificăm tineri cărora, dincolo de șansele care li se oferă la nivel local, să le putem oferi și o dimensiune globală a performanței lor. În cadrul Galei Excelenței a fost acordat și premiul special Liviu Gherghin, profesorului dr. Dan Ștefan Marinescu, o personalitate marcantă pentru învățământul preuniversitar hunedorean. Noi, domnule profesor. Prin organizarea acestor evenimente se dorește promovarea excelenței în educație.